dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Iată că astăzi este ultima noastră întâlnire din această săptămână, dar nu vrem să vă lăsăm așa cu una cu două să plecați în weekend. Sunt convinsă că vă gândiți deja la relaxare, dar când vine vorba despre antrenamentul creierului, eu cred că n-ar trebui să luăm niciodată pauze. Ar trebui să încercăm constant să învățăm lucruri noi și, de ce nu, să încercăm să învățăm poate o limbă străină de care suntem pasionați încă din copilărie, dar nu i-am acordat până acum suficient timp, n-am găsit momentul oportun. Vă recomandăm noi astăzi cam care ar fi pașii de urmat pentru a reuși să învățați o limbă străină, chiar dacă aveți poate chiar peste 40 de ani. Eu aș vrea să învăț, de exemplu, turca, pentru că am așa o moștenire în familie, o mamă care a fost neguțător la un moment dat și ne mai povestește din aventurile ei și cred că există ceva acolo, o atracție. Poate că vă pasionează și pe voi o limbă străină, nu știți exact unde să vă adresați, cum să procedați, motiv pentru care vorbim în această dimineață cu Delia și Silviu Dragomir. Ei sunt managing partners la un centru de limbi străine cu o vechime de peste 20 de ani. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim de invitație! Și noi vă mulțumim că v-ați alăturat matinalului. Prima și prima dată aș vrea să vă întreb pe voi, în anii 2000, cum ați sesizat nevoia creierii unui astfel de centru de limbi străine? Păi a pornit de la noi. A fost simplu. Am pornit de la nevoia personală. Silviu a fost cel care a participat la un curs de limbi străine, de limba italiană mai exact, și o să las pe el să povestească un pic din experiența pe care a trăit-o atunci. Da, începuseră în acele momente în vestul țării să vină foarte mulți italieni și, din păcate, ei nu vorbesc altă limbă în afară de italiană. Chiar dacă știu, preferă să nu o vorbească. Și a trebuit să învăț eu italiană, m-am dus la un centru și am avut proastă inspirație ca să mă întâlnesc după aceea cu niște prieteni și să zic că pot să fac lucrurile mai bine. Și a fost suficient pentru a mi se lansa provocarea, hai să te vedem. Așa că, dar uitați-ne. Și totul a pornit din motivul că cursurile erau clasice. Adică sistemul clasic, stăteai, gramatica sub formă de scheme, structuri gramaticale și așa mai departe. 20 de oameni într-un loc, 20 de oameni într-o sală. Și vorbind noi doi, ne simțeam că se poate învăța o limbă străină și altfel. Poate să existe și partea aceea de interactivitate. Poate să îți facă plăcere cum înveți, modul în care înveți, să ai diverse materiale prin care să înveți, nu doar clasic. Și așa a apărut ideea de a înființa un centru de limbi străine. Știu că voi v-ați dezvoltat în zona de online cu mult înainte ca ea să fie evidențiată ca fiind o latură esențială pentru societate și că aveți platformă online de prin 2013? Avem, avem. Am crezut întotdeauna în digitalizare. Adică am crezut întotdeauna că internetul și nu numai, platformele ne pot ajuta, ne pot ușura diverse părți din activitate. Și atunci am dezvoltat diverse platforme, iar din 2018, la finalul anului 2018, am conceput un nou program de Agile Learning. Un program pe care în 2019 l-am testat și când a venit pandemia în 2020 a fost... Eram pregătiți cu totul, da. Vom rămâne totdeauna tributari viziunii noastre de ca în următorii 10 ani să ajutăm peste 1 milion de oameni să evolueze în carieră. Și făcând acest lucru, în permanență vom căuta metode noi și inovative de a progresa. Până la urmă, progresul este ceea ce ne-a definit întotdeauna și vrem să continuăm în zona aceasta. Cum reacționează adulții la cursurile online? Pentru că poate că ne amintim de orele de franceză din școală, nu știm exact ce presupune să înveți o limbă străină în mediul online. Apropo, te-am auzit și când ai făcut prezentarea, spuneai... Și că poate suntem peste 45 de ani și nu e târziu să învățăm o limbă străină. Așa este. Cursanții noștri sunt undeva între 24 și 60 de ani. Adică se poate învăța la orice vârstă o limbă străină. Iar provocarea cu mediul online a fost, pentru că a fost o schimbare, o noutate pentru toată lumea, a fost o reticență, însă oamenii au fost deschiși să vadă, să încerce ceva nou. Și noi am avut foarte multă răbdare. Am avut alături o echipă și avem, de fapt, alături o echipă de traineri foarte deschiși, empatici și cu foarte multă răbdare. Și atunci au fost alături de cursanții noștri și le-au arătat că, da, uite, se poate și pe online să înveți.
și că, de fapt, tehnologia poate să te ajute foarte mult. Cred că foarte important este momentul în care se creează o conexiune între trainer și cursanți, pentru că orice schimbare, pentru a fi de succes, este important ca oamenii să aibă încredere. Și dacă această încredere între trainer și cursanți există, noi am reușit să facem ca această schimbare să se producă în doar 2 zile. Pentru peste 500 de grupe, mii de oameni. Aș vrea să te întreb, Silviu, ce ai implementat în acest proiect din ceea ce nu ți-a plăcut ție când ai învățat italiană? Ce ai schimbat? Aproape totul. De ce? Pentru că pe mine sunt un tip destul de alunecos și aleargă în foarte multe direcții. Și nu-mi place să țin un path foarte bine, motiv pentru care în permanență caut variante alternative. Și ceea ce facem noi este exact această zonă, de a combina partea de învățare cu partea de experiență, cu partea de inovație. Spre exemplu, noi în cadrul fiecarei sesiuni de curs avem minim 3 metode de predare. Tocmai din cauza aceasta, pentru a putea să și experimentăm ceea ce învățăm, nu doar să fim în zona de, ok, stați frumos în bancă, luați caietul și pixul și acum începeți să scrieți. Nu. Așa ceva nu cred și niciodată nu voi crede în așa ceva. Atâta timp cât nu poți să pui mâna să simți că evoluezi, nu vei face eforturi suplimentare pentru a evolua mai mult. Te rog, cu atât mai mult cu cât o limbă străină este de fapt un întreg univers. Și de fapt când înveți o limbă străină, înveți să o vorbești, să o asculți, să o scrii, să o citești, adică este nevoie să acoperi fiecare arie. Și atunci, clar, dacă ești axat pe fiecare din aceste arie, nu ai cum să te plictisești. Și e clar că aduci tot felul de materiale interactive ca să te stimuleze pe fiecare arie în parte. Folosiți poate și zona cinematografică în cursurile voastre? Le recomandați cursanților ce filme să urmărească într-o altfel de limbă și în felul acesta să-și îmbunătățească abilitățile? Mie mi se pare foarte interesant să fac acest lucru, inclusiv cu muzica. Eu cântând, în momentul în care încerc să cânt anumite melodii într-o limbă străină, învăț pronunția, cumva auzul muzical ajută și el. Faceți acest lucru în această zonă artistică? Sigur că da, sigur. Și chiar în cadrul sesiunilor de curs se urmăresc diverse secvențe dintr-un film și după aceea cursanții urmăresc tot filmul acasă. Și ceea ce recomandăm este ca întotdeauna să fie filmul normal în limba studiată și inclusiv subtitrarea, să ți-o pui tot în limba studiată ca să și citești. Și atunci acoperi, repet, mai multe arii din limba respectivă. Spuneai la un moment dat că după 40 de ani, multă lume zice, mai sunt prea bătrân ca să mai învăț trucuri noi. Din contră, chiar cred că e momentul ideal ca după 40 de ani să începi să înveți o limbă nouă. De ce? Pentru că s-au făcut studii și învățarea unei limbi noi te ține departe de Alzheimer sau alte boli degenerative mentale. La asta mă gândeam și eu exact, la acest aspect, în momentul în care le-am recomandat celor de peste 40 de ani să abordeze și această strategie. În acest moment, noi am tot vorbit despre tineri, despre adolescenți, despre tineri la început de drum și cumva în momentul în care îți faci CV-ul și vrei să aplici pentru un job, cântărește foarte mult să vadă angajatorul o limbă exotică în CV-ul tău. Care sunt limbile la mare căutare în această perioadă de către angajator? Voi ce ați sesizat că se dorește din partea angajaților? Rămâne în top engleza, pentru că este limba de business. Căutate sunt franceza, germana, italiana, spaniola și sunt și limbi mai rare, gen limbile nordice, dar acolo depinde de jobul pe care îl ai și cântărește foarte mult, dar depinde dacă vei folosi sau nu limba respectivă, dar engleza este de bază și obligatorie, să zic așa. Câștigă în continuare teren engleza și foarte probabil în viitorul apropiat va continua să reprezinte limbajul de business consacrat. Câte limbi străine puneți la dispoziția celor interesați? Aici mi se pare fascinant căci e un cuantum destul de mare. Din punct de vedere, noi pe lângă cursuri și evaluăm lingvistic oamenii.
Și din punct de vedere al evaluării lingvistice avem la dispoziție peste 33 de limbi. Din punct de vedere al cursurilor, repet, nu sunt foarte căutate. În top rămâne engleza, cu toate că poate pare greu de crezut, cum că toată lumea știe engleza, engleza este peste tot, dar este o diferență când ajungi să lucrezi cu ea, când mergi într-o întâlnire, când mergi la o prezentare, când trebuie să scrii un e-mail, când trebuie să faci un raport. Este o cu totul și cu totul altă engleză pe care trebuie să o folosești și atunci e normal să ai nevoie de cursuri de perfecționare. Până în momentul de față am avut cursuri în peste 26 de limbi străine. Oho, e o sumă fabuloasă și cred că e nevoie de foarte multă muncă în spate să poți să coordonezi echipe între ei, să găsești specialiști care să-ți vină în ajutor și să formeze mai departe oamenii interesați. Dacă ar fi să ne uităm puțin la celelalte culturi din punct de vedere lingvistic, spuneați că italienii vorbesc exclusiv limba italiană și că nu prea ies din această zonă, ei au tot dublat, tradus în italiană, la ei nu prea au voie să pătrundă influențe exterioare. Noi procedăm corect că suntem atât de deschiși să îmbrățișăm toate culturile? Ne ajută din punct de vedere al orientării în carieră pe plan internațional? Dacă stăm să ne uităm la ceea ce reprezintă piața de business share services, în ultimii ani a avut explozie destul de mare tot acest segment și aproape că s-a dublat de la an la an numărul angajaților în acest domeniu. Și cred că tocmai datorită faptului că suntem atât de deschiși, ne face eligibil pentru aceste joburi, care nu sunt joburi de entry level, sunt undeva în zona de medium level. Și automat pot să fie niște joburi aspiraționale la nivel de tineri, atâta timp cât ești suficient de deschis la minte și vrei să evoluezi. Da, și eu cred că a fost una dintre cărțile noastre câștigătoare. Faptul că am fost deschiși să învățăm o limbă străină ne-a creat de fapt un mediu de business în care să vină companii din exterior și care să creeze locuri de muncă, să creeze dezvoltare personală și profesională tinerilor. Cred că în afară de faptul că noi îi întâmpinăm pe străini cu pâine și sare, faptul că le spunem un bună ziua în limba lor maternă contează foarte mult pentru ei și face să se simtă tare bine la noi. Vă mulțumesc că ne-ați trecut pragul în această dimineață și vă felicit pentru munca voastră și vă mai aștept să povestim, căci e clar că noi avem un avantaj din perspectiva asta ca români în străinătate și de ce nu, chiar față de cei care ne vizitează. Mulțumesc tare mult! Mulțumim, George!